Ok, merge, am reușit. Salut, salut, dragilor! Să-l invit și pe Daniel. Ok, ia să vedem, să adăugăm. Bineînțeles, iar stăm puțin după tehnologie. L-aștept să intre și Daniel pe live ca să pot să-l invit alături de noi. Așteptăm de bea, ne strângem puțin mai mulți. Am fost nevoit să schimb telefonul pentru că pe asta nu reușeam, nu știu de ce, n-a reușit să conecteze la internet. Ia să bag și microfonul. Am întrebat la voi dacă mă aud bine. Cum ne auzim? Un spectator dorește să participe. Ia să vedem. Ok, aprobat. Super, ia să vedem. Auzim bine. În momentul de față se adaugă Daniel, așa mă arată mie sus acolo la live. Așteptăm câteva secunde pentru a stabili legătura cu Daniel. Între timp ne strângem mai mulți. Ei, salut Daniel! Salutare! Ai Ok, stat prea ce mult mă după interesează? tehnologie sau funcționează? Te-am auzit zicând că stăm după tehnologie. Funcționează? Nu, 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 suntem deja live, Daniel. Suntem deja live. Rugămintea Foarte mea ar bine. fi să. Oh, ok, ne auzim mult mai bine, poate și din cauza semnalului. Sperăm ca să ne ajute tehnologia și semnalul să facem o transmisie cât mai calmă pentru cei care ne urmăresc. Daniel, cum Asta și ești? intenționăm. Foarte bine, ca după o zi în fermă, cum să fiu. Mă, dar astăzi știu că am vorbit cu tine când am stabilit acest live și rămăsese că o facem astăzi pentru că e sărbătoare. Da, Da. în mod normal, da, fermierii au ceva mai mult timp în zile de sărbătoare. Da, nu e o regulă. Pentru că Nu e tot o la fel regulă, se nu? spune că și animalele n-au sărbătoare și de cele mai multe ori, într-adevăr, așa și este. Ceea lucru care s-a adeverit și astăzi. Super, Daniel, super, da. La animale nu poți să le spui că e sărbătoare. Cred că la fel și la munca cu pământul sau de astea, când trebuie făcute, nu? Da, Multe însă fiind. trebuie ținut cont și de sărbători pentru că fac și ele parte din viața noastră, zic eu. Bun, Daniel. Daniel, am să încep mai întâi să, prin moment până când se mai strâng câțiva spectatori, pentru că așa se întâmplă de fiecare dată, oamenii vin pe parcurs, le apar notificări pe Facebook și ei vin. De ce anume fac aceste live-uri? De ce am început aceste serii de live-uri în care aduc invitați? Dintr-un singur motiv. Pentru că există atât de multă informație și atât de ambiguă, încât simt nevoia, alături de persoane de calitate, să pot face diferența și să aduc informații cât mai bune celor care mă urmăresc și urmăresc activitatea de câțiva ani buni. Și de asta aduc persoane care sunt pe nișa lor, au expertiză, sunt experți și pot împărtăși și celorlalți, încât să nu ne mai lovim de întrebările astea. Acum, acele întrebări pe care eu o să le adresez în seara aceasta, ți-am spus, nu am foarte multe întrebări pentru că sunt sigur că o să lege discuția. Invit și pe ceilalți care ne urmăresc să ne adreseze întrebările pe care ei le au pentru mine, pentru tine. Soția mea este alături la celălalt laptop și va nota întrebările care sunt relevante și pe subiectul nostru din această seară și la final, Daniel, eu o să ți le adresez. Dacă nu, o să te invit și pe tine să intre după aia pe live și să le răspunzi și tu. Dacă în cazul în care ne scapă pe parcurs, pentru că mai sunt persoane care se vor uita mâine, poimâine. Și mai Am întâi de înțeles, toate o vreau să să-ți încercăm să mulțumesc. te ascult. Spune-te, rog. O să încercăm să le răspundem tuturor în măsura în care se poate în seara asta și dacă ne scapă ceva, așa cum ai zis și tu, cu siguranță o să le răspundem în comentarii.
în privat, la fiecare. Ok. Daniel, hai să facem puțin așa de prospectiv. Noi ne cunoaștem de câțiva ani. Nu? Ne cunoaștem de pe Facebook la un moment dat, pentru că ceva comun ne-a legat, în sensul că dorința de a consuma o apă de calitate la momentul respectiv, nu? Ne povestești puțin exact despre acest moment și despre ce e vorba? Nici eu nu mai știu câți ani, dar sunt câțiva de atunci, probabil vreo 4-5, nu știu, nu mai știu nici eu, sau mai puțin, habar n-am. Însă știu că în felul ăsta am luat legătura din dorința de a consuma o apă alcalină. Ceea ce, bineînțeles, dorință care a apărut în viața fiecăruia tot din același motiv de a trăi într-un fel mai bun, mai sănătos, mai aproape de natură. Ok, nu e niciun fel de problemă să povestim despre ce e vorba, despre ce aparate e vorba. E vorba despre apa Kangen, nu vindem Kangen, nu vindem aparate, ci pur și simplu pentru cei care doresc, e vorba de ionizator de apă, nici măcar nu-i filtru, nu? Face mai mult decât să filtreze apă. Face ceva mai mult decât un filtru și filtrează și schimbă pH-ul apei printr-o altfel de metodă decât cea de a adăuga substanțe, adică prin electroliză, ceea ce e mult, mult mai în regulă decât ai schimba pH-ul prin adaos de substanțe. Pentru că până la urma urmei apă o consumăm ca atare, având în vedere că dacă pH-ul e schimbat prin adaos de substanțe, consumăm implicit și acele substanțe. Ori dacă lucrurile acestea se petrec printr-o ghidușie chimică, așa cum se petrec multe lucruri și în industria lactatelor, de ce să nu beneficiem de un lucru firesc, natural? Ok, da, fix așa a fost faptul. Ții minte, la vremea respectivă ți-am cerut eu ajutorul cu schimbatul acelor filtre și tu chiar mi-ai comandat un filtru la vremea respectivă, pentru că și aceste filtre se schimbă, acel accesoriu din interior. Ții minte, la vremea respectivă, că mă amuzam foarte mult. Eu îmi cumpărasem o mașină la vremea respectivă, costa 2600 de euro sau ceva de genul ăsta am dat, iar filtrul era 2300 de euro. Adică era la prețul cu mașina mea. Asta e. Bun. Spune-mi, te rog frumos, câteva cuvinte despre activitatea ta. Ce anume faci pentru cei care ne urmăresc? De cât timp faci lucrul ăsta și pe ce anume te-ai axat tu cel mai mult? Nu fac mare lucru, fac pur și simplu duc mai departe ce au făcut alții din familia mea. E vorba de o afacere de familie și nu doar o afacere, pentru că îi spun și eu, pentru că așa întinde în momentul de față tot mai multă lume să îi spune. De fapt, e un mod de viață la care nu neapărat am apelat, însă cu care eram obișnuit și m-am reîntors la el tocmai pe vremea când cea mai multă lume fugea de la țară. Era ceva de speriat, eu m-am întors. Ce să fac? Sunt crescător de animale, fac chestia asta din pasiune. Probleme. Mă mai auzi? Avem niște probleme cu semnalul, se pare. Tu eu reușești să ne auzi? Eu da, te aud okay, bine. Și la mine... E ok atunci. Bun, mergem mai departe. Asta spuneam, pentru că țin neapărat să spun tuturor că tot ce se petrece aici este în mod natural, adică în mod firesc, fără niciun fel de adaosuri. Vorbim de la alimentația vacilor până la procesare. În tot procesul ăsta nu intervine absolut nimic din lumea modernă, ca să zic așa ceva. Deci vacile sunt crescute ca odinioară, brânzeturile se produc ca odinioară. Tocmai de asta și spunem tuturor că producem brânză pe cât posibil natural. Acum,
termenul de natural, de bio, de eco, de organic, fiecare îl înțelege în felul lui. Tocmai am o întrebare. Tu poți să ești cel mai în măsură să le spui care este diferența, dacă există o diferență dintre alimentație bio și eco? Nu există. Diferența o face regiunea unde se folosește fiecare termen în parte. Unii, într-o anumită zonă a Europei, zic bio, alimentație bio. În Statele Unite se folosește cel mai mult sau poate doar organic. Eco, legislația României permite doar produs ecologic sau obținut din agricultură ecologică, nu mai știu, cred că are două inițiale, prin asta se recunoaște pe etichetare, AE, probabil de la agricultură ecologică. No. Dar bineînțeles că fiecare apelează la șmecherii ale marketingului. Acum, bineînțeles că poate să scrie, pentru că legislația e oarecum permisivă, în spatele la 100% natural se pot ascunde o grămadă de amelioratori și tot felul de alte lucruri. În mod normal, ce e 100% natural, așa ar trebui și să fie. Asta e pe limba noastră. Deși în timp destul de scurt s-au încetățenit și termeni precum eco, bio, organic. Ca tot omul. Merg la cumpărături și spunem, au apărut în mall-uri, în supermarketuri, acele rafturi cu mâncare eco, produse eco. Zi-mi și mie, te bufnește râsul câteodată sau de obicei le iei de bune? De cele mai multe ori mă bufnește râsul. Da, se regăsesc și produse care într-adevăr, însă e o adevărată aventură. Cel mai corect mod este de a cerceta, însă să fim serioși, în ziua de astăzi, când timpul poate e cel mai prețios lucru la care apelăm, nu avem întotdeauna timp să ne documentăm de la cap la coadă la tot ce înseamnă o etichetă. E foarte greu să mergi să cauți pe Google, să cauți producătorul, nu știi informația, pentru că de cele mai multe ori informația poate să fie sau poate să nu fie corectă. E destul de complicat. Însă sunt etichetate, există legislație, bănuiesc că există și controle în sensul acesta și în cea mai mare parte, însă trebuie să știm un lucru. Pe tot ce este etichetat ca fiind din agricultură ecologică, legislația spune clar, doar 95% din ce conține produsul respectiv are obligația de a fi certificat ecologic. Deci lasă o eroare de 5%, care, printre care pot fi, bineînțeles, și amelioratori. Am înțeles. Eu de mai făceam niște mici jumbușucuri pe aici cu încărcătoare, cu acumulator, ca totul să decurgă cum trebuie. De asta îmi cer scuze pentru puțin că m-am mișcat în cadru. Bun, spune-mi, te rog frumos, tu, în calitatea ta de producător de produse bio, spune-mi, învață-ne și pe noi, cei care nu avem experiența ta, cum putem identifica un produs de calitate, și mă refer la produsele pe care tu le comercializezi, spre că am înțeles eu din anumite surse că există brânză care nici măcar n-a atins laptele vreodată sau n-are măcar deloc lapte. Este adevărat acest lucru sau este un mit? Evident, nu, aici nu ne trebuie surse. Există la îndemâna tuturor, deci în absolut toate magazinele, fie ele supermarketuri, hipermarketuri sau magazine de cartier, găsim în absolut toate brânzeturi care nici nu au văzut laptele, bineînțeles. Asta nu mai e o noutate, însă... Și cum e posibil acest lucru? Mă întrebai cum diferențiem. În primul rând, și din păcate trebuie să spun lucrul ăsta, în primul rând face diferența. Întotdeauna o brânză
făcută din lapte, nu neapărat de calitate sau maturată sau având niște condiții mai speciale, întotdeauna să ne raportăm doar la simplu fapt că e făcută din lapte, nu are cum să fie la prețurile la care se găsesc brânzeturile în hipermarket. Deci nu putem vorbi de 8, 10, 12 lei sub nicio formă. Deci, care ar fi prețul corect? Asta ar fi un prim indiciu, prețul. Mai vorbeam cu clienții mei pentru că de cele mai multe ori găsim tot felul de produse care costă un leu. Găsim la raft, nu știu, o ciocolățică sau ceva care costă un leu. Și întrebarea mea este, oameni buni, hai să fim realiști. Există cost de producție, ingrediente, cost de producție, ambalaj, preț pe raft, nu? Transport, logistică. Și el ajunge la vânzare cu adaus un leu. Ce poate să pună calitativ în acel produs dacă are un cost atât de ieftin? Și bineînțeles, cred că lucrul ăsta e valabil la majoritatea produselor. Și aici vorbim și despre brânzeturi. Odată ce prețul este foarte scăzut, n-are cum să fie ceva de calitate, nu? Pentru că n-ar acoperi nici măcar costurile ingredientelor, nu? Acelea ingrediente pe care ei pretind că sunt sănătoase, nu? De surse eco. Păi ar trebui să acopere un singur preț, pentru că aici ar trebui să fie un singur ingredient de bază, laptele. Însă, din păcate, ai dreptate, e vorba de mai multe ingrediente care, bineînțeles, în loc să arate adevăratul preț, le duc în jos tocmai pentru că reduc costurile de producție. Ameliorator și grăsimi vegetale și tot felul de conservanți care fac ca brânzeturile să arate întotdeauna bine, însă nu au gust. Când vorbim de gust, ăsta ar fi al doilea lucru care ar trebui să indice dacă produsul vine de undeva, dacă este natural sau nu. Deci pe lângă preț este gustul, pentru că fiecare dintre noi de-a lungul vieții am gustat și brânzeturi bune și rele și așa. Foarte departe de viața la țară, la bunici sau știu eu, sau cei mai mulți și la părinți, nu suntem. Deci, în mod firesc, ar trebui să știm și care este gustul real al brânzei făcute din lapte. Și eu mă fac vinovat, sincer. Scuze-mă, eu mă fac vinovat și de acest aspect. Eu, sincer, nu-mi dau seama care este gustul, hai să spunem, corect sau gustul care ar trebui să fie la brânză, să vorbim în momentul de față, chiar cred că nici măcar la celelalte nu le cunosc. De asta eu mă fac vinovat și de fiecare dată când am cumpărat câte un produs brânză, am cerut părerea sau recomandări de la alte persoane vis-a-vis de sursa de unde am cumpărat, pentru că eu n-am avut discernământul și n-am nici măcar în momentul de față să știu dacă într-adevăr acel produs este bun într-adevăr. Că nu cunosc gustul. Cam care? Cum ar trebui să fie? Tu ai putea să ne descrii puțin? Păi gustul nu se poate descrie. Tocmai de asta mă bazam pe faptul că la un moment dat toți am trecut pe la țară, pe la bunici. Acum, dacă tu ești orășan din tată în fiu, ce să zic, să deschidem o campanie de adoptă un orășan. Să adoptăm așa pe rând. Fiecare țăran să adopte pe rând câte un orășan, să-l țină câteva zile și să vadă care e gustul adevărat de brânză, care e gustul adevărat de roșii, care e gustul adevărat de carne, pentru că până la urma urmei în alimentație nu vorbim doar de brânzete, vorbim de absolut tot ce intră, pentru că toți consumăm, fiecare dintre noi consumăm tot felul de alimente. Spune-mi, te rog frumos, târgurile care se organizează cu produse tradiționale, bio, este o sursă în care, sau nu, este o locație în care eu aș putea merge pentru a-mi da seama de acest gust, ca să nu fiu nevoie să fiu adoptat. Deși eu m-am mutat la țară de trei luni de zile locuiesc într-un mediu rural, îmi place să spun, și stau în natură și sunt animale în zona respectivă, deci așa că am fost adoptat, m-am îndreptat către acest stil de viață. Asta e foarte bine. Înseamnă că în imediată apropierea ta găsești și surse de alimentație sănătoasă. Bio. Bio poate e mult spus pentru că bio nu mai poate fi 100% nimic, însă e foarte important să ne apropiem de alimentația pe cât posibil sănătoasă. Da,
târgurile cu produse tradiționale, în cea mai mare parte a lor, eu pot să spun din experiența mea, la toate la care am participat, am întâlnit oameni de-a lungul anilor cu care m-am împrietenit, cu care mă caut, cu care pot, despre foarte mulți dintre ei, chiar pot să-mi dau cu părerea. La, cred că cu cei care mă văd la târguri, probabil undeva sub 10% din ei și mă văd cu foarte multă lume, nu i-am vizitat acasă, nu i-am văzut laboratoarele unde prepară fiecare, de la brânzeturi, la mezeluri, la chestii de pus în borcan, la miere, se găsesc într-adevăr în zona în care am ajuns să mă învârt în târgurile acestea. E clar, asociația din care fac parte, pentru că suntem și noi constituiți într-o asociație a producătorilor de produse tradiționale și ecologice, nu permite. Deci nu permite, nu primește absolut nimeni care nu îndeplinește nu doar minime criterii, ci care nu îndeplinește într-adevăr aceste condiții. Da, se pot găsi tot felul de bulțețuri naturale, se pot găsi tacuști, se pot găsi în continuare producători de brânzeturi care fac totul ca odinioară, fără conservanți, fără coloranți, fără absolut nimic, doar lapte, fiar și sare. Se pot găsi producători de mezeluri, în continuare avem în județ producători de mezeluri care nu folosește niciun fel de ameliorator, nu folosește carne din gel hipermarketuri sau știu eu, și procesează carne de la animale provenite din gospodării țărănești. Se găsesc, da. Eu, dacă aș fi un orășan și aș căuta, pentru nu toți dintre cei care stau la oraș și din cauza comodității, zic, eu merg repede în hipermarketuri, rezolvă problema într-un singur loc sau în cel mult două coșuri de cumpărături săptămânal. La târguri e mai complicat, însă dacă chiar aș vrea să duc o viață mai sănătoasă, pentru că până la urma urmei alimentația sănătoasă este și prevenție pentru boli și tot felul de alte probleme pe care le putem avea mai târziu. Aș vâna astfel de târguri, bineînțeles, cu o oarecare doză de scepticism, dar m-aș duce și să văd ber sau un pulber anumite nedumeriri. Eu sunt lămurit, e foarte simplu. Te ascult. Spune-mi, te rog frumos, dacă, bineînțeles, aceste târguri au loc în anumite momente, deja cred că există, nu știu cum, spre cum festivalurile, nu? Au anumite perioade, se fac în mod regulat a anului, dar în viața de zi cu zi, eu care vreau să consum un produs mai, să, nu mai sănătos, sănătos prefer, știi, nu doar mai sănătos, chiar sănătos, și fie că e vorba de preparate de carne, fie că e vorba de preparate din lapte, spune-mi și mie, găsesc în piețele din orașele acestea mai mari, găsesc astfel de producători care comercializează într-adevăr produse bio? Da, se găsesc, însă trebuie să fim cinstiți cu cei care se uită la noi. Foarte mulți în piețe sunt doar comercianți. Trebuie în așa fel să ne comportăm, pentru că fiecare locuim într-o localitate sau alta, fiecare frecventăm de obicei aceleași piețe, încet, încet, sfatul meu ar fi ca și consumatorii să încerce să lege o relație, să se împrietenească încet, încet cu cei de la care cumpăr. Și eu sunt absolut convins că și dacă nu-i vorba de câteva săptămâni, în cel mult 2-3 luni, testând piața, e foarte lesne de a-ți da seama dacă omul respectiv este doar comerciant sau și producător, dacă este onest sau are ceva de ascuns. Se găsesc, în toate piețele se găsesc și producători. Eu știu o grămadă, pentru că nu produc nicio absolut tot din ceea ce consum, însă în felul ăsta am procedat eu. Am încercat să mă prietenesc, am luat de la același după ce am stabilit că și gustul face diferența dintre un produs făcut pe scară largă sau produs acasă.
am reușit să-mi găsesc ceea ce nu pot eu să produc, am reușit să găsesc de la producători onești. Sunt în piețe în Deva, sunt în piețe în Orăștie. Să nu uităm, pentru că aici, în piețele astea care sunt orașe mici, foarte aproape de sate, de munți, de asta, se pot găsi produse 100% naturale, aduse de la țară, mai bine de așa. Eu pe toată lumea în drum spre țărani. Și ce mi se întâmplă mie de foarte multe ori, în momentul în care recomand anumite produse de o calitate mai bună, calitatea, și nu mă refer acum doar faptul că este scris eco, bio sau nu știu ce brand, nu din punctul ăsta de vedere, mă refer pur și simplu a calității și a conținutului, prețul este mult mai mare. Am două întrebări. Unii oameni mă întreabă, băi, Dorule, sau băi, lasă-ne în pace, noi nu avem bani ce să mâncăm și tu ne recomanzi produse de nu știu care sau ceva de genul acesta. Și de multe ori, sincer, eu nu înțeleg de ce o parte dintre noi, oamenii, suntem, hai să spunem, puțin egoiști, nu generalizez. Nu-i mai bine să consumăm cantități mai mici, dar mai calitative a unui produs, decât să ne consumăm cantități industriale dintr-un produs slab, să-l numim, doar pentru că este mai accesibil? Asta ar fi prima părerea mea. Tu ce părere ai vis-a-vis de chestia asta? Și a doua întrebare ar fi în felul următor. În condițiile în care voi, într-o piață, în care vin și acești comercianți cu produsele care nu sunt neapărat naturale, dar au prețuri foarte bune pentru prețul omului de rând, voi care produceți lucruri de calitate, cum reușiți să supraviețuiți cu business-ul? Și spun și de ce te întreb lucrul acesta. La un moment dat am antrenat un domn care avea o brutărie și l-am întrebat, spune-mi, te rog frumos, care este pâinea cea mai sănătoasă? Atâta timp cât o pâine, nu știu, eu nu-i găsesc rostul în alimentație, sincer, dar e ok. Unde găsești? Și el mi-a spus, Dorule, uite, în mod normal nu găsești pe piață o pâine de asta, doar dacă ți-o faci tu poate acasă. Și zic, ok, dacă tu ai brutărie, de ce nu faci tu o pâine care să fie sănătoasă și nu știu cum? Și mi-a zis, Dorule, eu am o afacere, nu dau faliment. Eu nu pot face față pe piață creând un produs care va crește costul de producție, clar și prețul de vânzare, eu o să închid ușa acum, că oamenii nu cumpără. Și asta e întrebarea mea pentru voi, pentru tine. Cum faceți față într-o piață care nu mi se pare corectă? Nu e corectă din anumite puncte de vedere și ale unor oameni. Însă în comerț cam totul este permis. Fiecare dintre cei care aleg să facă lucrurile acestea știu foarte bine în ce se bagă. Cum dacă ai o strategie foarte bună, ca în absolut orice domeniu, nu există să nu fie sorți de izbândă. Eu fac ce fac, tocmai vânând acea nișă de oameni care nu se uită oarecum la preț sau, mai bine spus, compară, pentru că în felul ăsta o să-ți răspund la ambele întrebări. Când vorbim de alimentație sănătoasă, tu știi foarte bine, sunt absolut convins, fără să fi vorbit cu tine lucrul ăsta aici, vorbim de cantități, vorbim de calitate. Nu poți vorbi de o alimentație sănătoasă și de cantități. Vorbim de calitate, pentru că un produs de calitate acoperă absolut toate nevoile organismului din bucăți mici. În vedere nutrițională. Sau plase. Eu am știut foarte bine ce fac, am vânat exact nișa asta de oameni care oarecum pun în balanță produsele care conțin foarte mult ameliorator, produsele excesiv procesate, și nu am greșit. Nu am greșit, pentru că sunt, și mai mult de atât, totul vine din educație. Educație pe care, din păcate, românii nu o au în foarte, foarte multe direcții. Eu lucrez încet, cu pași mărunți, la educație. Însă pot să spun, în momentul în care s-a deschis piața din Orăștie, n-ar fi crezut absolut nimeni, pentru că eu o să-mi găsesc în Orăștie clienți. Trebuie să recunosc, pentru că și eu am fost oarecum sceptic, însă în scurt timp am rămas plăcut surprins că
Tot mai multă lume se întoarce la producătorul de la țară, la produse care nu sunt procesate excesiv, la care nu sunt industriale, și au venit cu exemple pe care mi le folosesc și eu în continuare, foarte bune. Sunt oameni care au pus în balanță toate lucrurile acestea și au stabilit că mai bine mănâncă calitate decât cantitate. Iar în buzunar se reflectă fix același lucru. Și-au dat seama pe parcurs că nu au nevoie de foarte multă mâncare, ci de puțină și de calitate. Ok, ai ridicat o minge la filo pentru mine, pentru că rostul acestui live și a tuturor celor pe care le fac și a muncii mele în ultimii ani, nu că eu aș fi de o verticalitate ieșită din comun și că totdeauna eu plutesc pe un nor bio și mănânc nu știu cum, toți avem fluctuații, rolul este de a educa. Dar spune-te rog frumos că tu ai spus că soluția ar fi să-i educăm pe oameni. Și cum anume faci tu acest lucru de a educa? Pentru că noi, și la mine, pe nișa mea de sport, eu mă adresez persoanelor care fac primii pași către fitness. Încerc să creez noi piețe, noi clienți. Încerc să-i educ, pentru că oamenii care vor fi educați vor deveni mai târziu clienți și vor cumpăra serviciile noastre în cunoștință de cauză. Fie că e la mine, fie că vine la un coleg. Dar este un client care este educat. Și fac chestia asta prin tot felul de materiale. Voi și tu, cum faceți lucrul acesta de a educa oamenii din punct de vedere alimentar să facă alegerile bune? Aș spune foarte simplu, însă e extrem, extrem de complicat. Vorbind cu ei, pentru că altfel nu poți să faci educație decât stând de vorbă. La mine pot să zic că am un atu, calitatea produsului. Calitatea produsului aduce oameni. Oamenii, la rândul lor, vorbesc mai departe. Nu știu unde. Clienți din rețeaua mea de clienți pe care o era creată, i-am direcționat spre piață. La rândul lor au adus și alții, având un spațiu acolo, și am zile în care pur și simplu merg și stau în piață și răspund la întrebări tuturor. Văd ce le place, ce nu le place, ce sunt oameni care n-au gustat anumite tipuri de brânzeturi și sunt încăpățânați și nici nu vor. Mai mult de atât, cea mai simplă strategie pe care am descoperit-o, cam 90% din toți părinții care vin la piață sau prin târguri sau la toate evenimente la care particip și vin însoțiți de copii, spun același lucru care mă amuză și pe care am câștigat de cauză în proporție de 100%. Copilul meu are 7 ani, n-a pus gura pe brânză. Copilul meu are 10 ani, n-a gustat brânza. Are 12 ani, nu-i place niciun supliment de brânză. Toți pleacă cu plasa plină de brânză, nici fără măcar să mai guste, pentru că gustă copilul și e mai mult decât suficient. Mă mir. Super, deci mă mir, da. Mă mir în faptul ăsta că totuși copiii care au fost crescuți, pentru că acum știm toți cum se cresc copiii în ziua de azi fără o grămadă de lucruri, care da, într-adevăr, e bine să-i ferim de dulciuri și de tot felul de chestii, însă feriți fiind și de brânzeturi, pentru un copil care gustă prima dată să determine pe părinte să cumpere, oarecum un semn mare de întrebare. Daniel, am la tine o întrebare foarte, care de astăzi m-am gândit la ea și de-abia aștept să ți-o adresez. Spune-mi, te rog frumos, ce mănâncă un fermier? Cam care sunt mesele zilei și cam ce anume consumă? Și te rog să-mi spui tu cam ce anume mănânci tu, Daniel, într-o zi? Cam câte mese ai? Cam cum îți pui mesele în funcție de programul probabil pe care l-ai? Ia spune-le! Problema e de partea bună a lucrurilor că mănâncă tot ce e bun și sănătos, însă problema e că mănâncă dezorganizat în cazul meu. Ce să mănânce? Nu știu ce mănâncă toți fermierii, dar pot să bănuiesc că mănâncă în mare parte sau foarte asemănător cu ce mănânc eu. Acum, eu destul de încăpățânat, să știi că am avut ani de zile în care m-am ambiționat și nu am pus piciorul în hipermarketuri și în supermarketuri,
doar pentru a nu consuma astfel de produse. Bineînțeles, am apelat la magazine de cartier sau la depozite pentru detergenți și tot felul de chestii, însă chiar am avut ani de zile în care m-am luptat cu ispita asta de hipermarket, de fast food și de tot ce înseamnă băuturi prăcăritoare, acidulate și super îndulcite. Eu zic că sunt un caz fericit. Noi producem cam 90% din ce consumăm. Pentru că facem și agricultură, facem, producem legume, producem carne proprie, deci nici nu știu. Nu pot să zic că n-am cumpărat carne în viața mea de la supermarket, însă cred că în 30 de ani totul poate fi redus la sub 10 kg. Wow, legume sau fructe. Deci eu nu vreau să descurajez lumea sau așa, însă fructe doar citrice din astea în perioada sărbătorilor, când coincide și cu perioada în care importăm foarte multe, da, bune, însă doar în iernile în care nu avem fructe proprii, adică mere, pere sau tot felul de chestii, care în rest mă feresc, aproape ireal, nici nu are rost să spun prea multe, pentru că risc să nu fiu crezut. Deci nu știu, din punctul ăsta de vedere sunt norocos. Avem livada noastră, facem legumele noastre, creștem animalele noastre, păsările noastre. De exemplu, nu pot să mănânc, nu sunt ipocrit, am încercat să mănânc și ouă din comerț, însă niciodată nu am putut să mănânc așa ceva. Spune-mi, te rog frumos, din toate lucrurile pe care tu ai spus că le produci, 90%, toate aceste 90% sunt și se pot vinde și către alte persoane? Adică faci lucrul acesta, vinzi sau doar pentru 90% consum propriu și doar o anumită nișă mergi pe care o comercializezi? Mă refer brânzeturi sau și carne și legume? Încercăm de fapt tot să ne limităm la a nu produce mult mai mult decât consumăm, tocmai datorită faptului că avem destul de mult timp de lucru în fermă. Însă natura nu face ce vrem noi, natura face până la urma urmei ce vrea ea. De cele mai multe ori nu știm să apreciem, așa cum atunci când mergem la cumpărături, umplim coșul și pe urmă 30-40% din ele le aruncăm, așa nici noi nu știm să cultivăm exact cât avem nevoie. Întotdeauna se fac, uneori nu se fac suficiente, dar de cele mai multe ori producem mult mai mult decât putem mânca. Și bineînțeles, dăm prietenilor, mai vindem, firesc. Eu știu, pentru că îți urmăresc activitatea, tu faci și o parte de marketing online, ceea ce faci tu, unde mergi la diferite târguri, spui diferite postări educaționale pe această temă și m-aș bucura enorm de mult dacă ne putea spune unde te pot găsi oamenii în mediul online și mai ales în mediul offline, unde pot cumpăra produsele de la tine. Și da, despre lucrul acesta aș vrea să ne spui unde te găsesc. Păi în online e foarte simplu, că ne găsesc la Ferma Crăciunescu pe Facebook. Am o pagină pe care fac, în măsura în care am și timp, promovare, educație, tot felul de lucruri. Acolo e foarte simplu, pentru că se poate vedea. Noi întotdeauna am primit, asta e foarte bine de știut, am primit pe oricine părea interesat de ce se poate petrece într-o gospodărie țărănească în zilele noastre, întotdeauna i-am primit la noi, iar pe cei care, bineînțeles, din cauza distanței sau lipsei timpului, nu pot veni, pot vedea pe pagina Ferma Crăciunescu tot ce se petrece într-o fermă, cum se cresc animalele, cum se procesează laptele, cum arată brânzeturile. Uneori mai pun poze și postez poze și cu grădina. Nu știu, cred că fiecare dintre noi postăm ce ne trăznește prin cap la momentul respectiv. Adică nu e o regulă, nu am un algoritm, nu... Totul vine... Uite, încerc să-ți
Încerc să-ți muncă o promisiune. O să doresc să vin și noi cred că am mai discutat la un moment dat pe acest subiect cu ceva timp în urmă. Mi-ar place foarte mult să vin să fac un material video exact cu lucrurile de la cum sunt la voi la fermă acolo. Cum pot să, eventual chiar aș vrea să văd dacă știu să mungă o vacă. Nu știu, n-am făcut niciodată, dar aș fi tare, tare curios. Păi poți să vii oricând, știu că am discutat și cred că și de când am discutat au trecut ani de zile. Bineînțeles că poți să vii, să știi că acum nu, poate nu chiar în fiecare seară, însă având în vedere că vara toți copiii sunt în vacanță, mai scapă părinții lăsându-i câteva zile la bunici sau poate vin chiar ei, nu chiar în fiecare seară, însă de cele mai multe ori avem copii în preajmă, avem tot felul de oameni, copii cu bunici, copii cu părinți, care tocmai asta vin să vadă cum se mulge vaca. Nu știu, nici eu nu prea mă cred că mai știu să mulg, n-am mai mult din copilărie o vacă așa cu mâna mulge mecanizat, pentru că deja e foarte mult de lucru, unul la mână, doi la mână, e mult, mult mai igienic dacă laptele nu intră în contact cu aerul din grajd. E o chestie esențială pentru rezultate foarte bune la brânzeturi. Igiena mulsului, igiena laptelui. Unde găsesc ferma? Unde e exact ca și locație? Eu merg către Orăștie și văd pe partea dreaptă niște băcuți așa încercuite cu un fir de la, cred că. Și mereu că, de când trec pe acolo, mă întreb, îmi vii minte tu, acum probabil că e ferma altei persoane. Unde este ferma ta? Nu stăm chiar așa aproape de Orăștie încât să le vezi de la șoseaua națională. În Romușel suntem, chiar la intrarea în localitatea Romușel. Mulțumesc. Suntem aplasați în mijlocul pășunii de, cred că, de mai bine de 10 ani. Noi ne amuzăm spunând că am fost alungați de acasă. Deja creștea numărul vacilor și mama ne spunea că suntem insuportabili. Să facem ceva în sensul ăsta și dacă chiar ne dorim să avem din ce în ce mai multe, să mergem să construim. Am construit un adăpost în afara localității și, bineînțeles, am creat de la un an la altul condiții din ce în ce mai bune și pentru noi, pentru ele, pentru că până la urmă urmei ele sunt foarte aproape de natură, practic în mod normal n-ar trebui să aibă foarte mari pretenții, decât să fie protejate, evident, de frig, de soare, de... Deci, Am o simplu, ultimă Mărgășel, întrebare. pentru cine... Da, te ascult. Acum știu pentru că țin minte că am ieșit la alergare și a fost singura dată când am trecut prin Romoșel. Am plecat în alergare Orăștie, Romoșel, DN7 și m-am întors în Orăștie. Știu unde este acum. Am o ultimă întrebare. Ce sfat ai avea tu dacă ai avea doar câteva minute la dispoziție cu o persoană ca și mine, care n-am foarte multe cunoștințe despre felul în care pot să-mi procur hrană? Și eu am văzut în spatele discursului tău o filozofie foarte sănătoasă de viață și probabil are și legătură cu a susține producătorii locali și economia locală. Ce sfat? Bine, nu sugerez nimic, dar ce sfat ai dat unei persoane care își dorește să mănânce sănătos și cum să facă? Care ar fi ideile de bază pe care le expune în câteva minute? Se caută la țară. Deci, în cazul în care nu are timp, să meargă în piețele din orașe, să vâneze producători. Își dă, cu siguranță, oricine își dă în ziua de astăzi seama, în scurt timp, cine e producător și cine e comerciant. Dacă are ceva mai mult timp, să meargă la țară. Eu nu cred. Clar, nu e vorba doar de promovarea mea. Eu promovez în special pe toți producătorii de produse tradiționale. Să meargă la țară, eu nu cred că în orice sat din România, dacă bate la poarta cuiva, nu îi oferă cineva roșii sau mâncare sănătoasă. Adică, din ce are în plus, eu nu cred că în România se poate lovi cineva de un tare. Iar pentru a face diferența între un produs obținut corect și unul obținut industrial plin de tot felul ăsta, eu aș face pur și simplu o degustare. Aș pune din fiecare produs ambele variante. Și atunci omul, eu sunt absolut convins că dacă îi dăm 10 produse dublate de alte 10, produs natural versus obținut industrial, eu cred că 10 din 10 o să fie scorul final, pentru că până la urmă, papilele gustative nu ne ceală pe nimeni.
pe niciunul dintre noi. Dacă rețin foarte bine, sfaturile tale au fost în felul următor pentru cei care doresc să facă diferența dintre produsele fake. Și acum ne referim la cele la brânzeturi, să spunem, sau și la alte produse. Unu, e prețul, să nu ne așteptăm calitatea la un preț foarte scăzut. Doi, gustul. Gustul, care cu siguranță la nivel intuitiv, cu siguranță o să la nivel intuitiv ne dăm seama și dacă avem dubii în privința gusturilor, putem merge la aceste târguri în care putem gusta din produsele producătorilor pentru a ne calibra, să spunem, gusturile, nu? Exact, și nu doar în târg. De exemplu, noi în piață, în noua piață deschisă la Berzen, spațiu de la etaj, acolo unde e destinat vânzării brânzeturilor, noi întotdeauna oferim acolo. Deci acolo mai sunt și alți producători de produse, oameni onești pe care îi cunosc de foarte mult timp sau familiile noastre se cunosc de generații. Oferim întotdeauna la spre degustare, pentru că până la urma urmei brânza, eu încă sunt de părere că se cumpără gustat. Adică dacă ți se oferă într-un mediu curat și normal să posibilitatea de a gusta ceea ce urmează să cumperi, de ce să nu o faci? Acolo eu sunt asociat, poate e prea protocolar spus asociat, însă e o prietenie care mă leagă de foarte mult timp cu alți producători de brânzeturi tradiționale din lapte de oaie, nu e un secret. Ana Muja e tot timpul acolo în piață, mă și ajută foarte mult cu comercializarea. Ea întotdeauna oferă spre degustare. Noi nu avem așa și zile mai legere în care nu avem foarte, foarte mulți clienți în care nu suntem la brânza de oaie, la casul de pacă, la brânzeturile maturate, la laptele povăsit, oferim și pentru a fi degustat. Însă, trebuie să fiu sincer, lipsit de modestie, pentru că nu mai am trecut de pragul acesta în care lumea ne mai gustă, pentru că vine și de pe scări de doamne, spune vreau aia, vreau aia, vreau aia. Nu, deci... Super, Daniel! O secundă, te rog. Avem întrebări? Nu sunt întrebări deocamdată. Ok, se pare că am reușit eu să le adresez pe toate. Cei care ne-au urmărit nu au întrebări, dar cu siguranță dacă vor avea, le vor lăsa în comentariu. Rugămintea mea va fi, Daniel, la tine. O ultimă rugăminte va fi, după ce închidem acest live, lasă într-un comentariu tot frumos link-ul cu ferma Crăciunești, pentru că cu siguranță ai stărit interesul celor care ne urmăresc. Văd că alături de noi avem persoane pe care le salut cu această ocazie și chiar țin minte cu ani în urmă, nu era încă piața la berze făcută, am fost de acolo și am luat brânză și tot așa am fost servit, numai că eu am refuzat să gust, am întrebat, dă-mi pe care crezi tu că e cea mai bună, pentru că cunoșteam persoana respectivă și știam că o să-mi dea ceva calitativ. Pentru că oricum, dacă orice mi-ar fi dat pentru mine, ar fi fost bun. Acum nu se găsesc numai produse de calitate, pentru că nu ne permite. Acum, nu sunt absurd, cu siguranță nu putem fi pe gustul tuturor, însă cu aceeași siguranță trebuie să știm clar. Nu ne mai permitem niciunul dintre noi să ducem gust care nu este de calitate. Suntem amândoi certificați din punct de vedere sanitar-veterinar cu analizele laptelui și analizele brânzeturilor făcute la zi, deci lumea nu trebuie să-și închipuie. Lucrurile s-au mai schimbat oarecum și la țară în ultima perioadă, adică nu mai poți merge cu un produs obținut în orice fel de condiții, nu mai poți merge cu un produs ambalat în orice fel de condiții, nu mai poți face desfacerea produsului în piață în tot felul de condiții. De asta vorbim și de un preț puțin mai ridicat, pentru că analizele costă, etichetarea costă, ambalarea costă, spațiile decente și firești, că până la urmă mai normal să comercializăm în spații firești, costă. Bine, nu foarte mult, nu trebuie să fim absurzi, însă toate aceste lucruri, bineînțeles, că se regăsesc în preț. E firesc să regăsesc toate produsele, inclusiv cele care sunt fake, la prețuri tot la fel de cu costuri, pentru că și alea costă într-un final. Să faci un fake costă, producția costă, transportul, cum vorbeam mai devreme.
Daniel, îți mulțumesc din suflet pentru timpul alocat nouă celor care, sincer, pentru mine, eu am fost direct interesat, eu n-am fost persoană aceste informații și doar vreau să șeruiesc aceste informații cu ceilalți. Chiar pentru mine aceste informații sunt foarte, foarte utile și îți mulțumesc din suflet pentru timpul alocat. Știu că am spus că o să dureze doar jumătate de oră, dar n-am întins mai mult la vorbă pentru că informațiile, zic eu, da, au durat o oră. Informațiile spun eu că sunt ok pentru o persoană care își dorește, nu ok, sunt valoroase pentru o persoană care își dorește să mănânce sănătos și să găsească niște soluții sau venit niște sfaturi din partea unei persoane avizate. Aș avea o întrebare pentru cei care ne urmăresc înainte de a ieși de pe acest live sau oricând o să-l vadă. Lăsați-ne, vă rog frumos, o notă de la 1 la 10 în care vreau să ne spuneți în felul următor. Pe o scară de la 1 la 10 în care 1 a fost pierdere de timp acest material și 10 au fost informații relevante care vă ajută. Dați-ne feedback-ul vostru și spuneți-ne ce așteptări aveți voi sau ce alte întrebări. Pentru că doar în felul acesta reușim să fim, să comunicăm exact pe interesul vostru. Daniel, încă o dată îți mulțumesc. Sper că te-ai simțit bine. Și eu îți mulțumesc pentru ideea genială pe care ai avut-o, pentru că întotdeauna mă bucur foarte mult când am oportunitatea de a face educație cu stilul ăsta de viață. Peste tot pe unde merg, întotdeauna se găsesc și astfel de persoane care îmi oferă această posibilitate și ție îți mulțumesc. Tu știi foarte bine că și eu apreciez ceea ce faci. Cu siguranță și feedback-ul live-ului o să fie unul bun, pentru că mă uit și văd că cei care ne urmăresc în mare parte îi cunosc, sunt oameni de calitate, nu pot decât să le mulțumesc. Sunt prieteni pe care mi-am făcut aici pe Facebook, sunt prieteni din asociație, am văzut câteva lău de la brânză, am văzut producători de plăcinte care lucrează, asta, de asta mă amuz, care lucrează cu brânzeturi de la ferma Crăciunescu. Văd oameni din Agenția de Dezvoltare Socioeconomică a Județului Hunedoara, văd oameni implicați care ne urmăresc, oameni care la rândul lor m-au ajutat și nu doar pe mine, pe toți producătorii care produc în mod onest. Îi salut pe toți, te salut și pe tine și ce să zic, o să postez și eu link-ul către ferma Crăciunescu, însă cel mai important e să vizitați ferma Crăciunescu. Asta e cel mai important lucru, să vedeți cum cresc animalele, să vedeți cum se procesează laptele, să vedeți ceea ce înseamnă normalitate. Și, bineînțeles, să gustați ca să aveți termen de comparație. Am promis și îți mulțumesc că și tu mi-ai acceptat lucrul acesta. O să vin împreună cu soția mea și o să petrecem câteva ore la tine la fermă și o să fac și un material video dacă îmi dai acordul. Bineînțeles, vă aștept cu drag și pe tine și prietenii tăi, ai noștri, ai tuturor, bine primiți toți. Te-am pupat, o seară frumoasă, Daniel, și vă salut pe toți cei care ați fost alături de noi. Ne-ați oferit cea mai importantă resursă voastră, timpul. Vă dorim o seară frumoasă și dacă credeți că acest video este util, dați un share pentru ca informația să ajungă la cât mai multe persoane care au nevoie de ea. Vă doresc o seară frumoasă tuturor! Noapte bună! Noapte bună!